Este un privilegiu de fiecare dată când vin. Este un privilegiu să predic cuvântul lui Dumnezeu. Ieri spuneam fratelui, mi-am pregătit așa pe îndelete un mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor în continuare și azi noapte pe la 1 nu puteam să dorm, mintea mea s-a, cred eu, sub călăuzirea Duhului Sfânt s-a orientat în altă direcție, pe același pasaj, dar am primit o altă lumină din Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să vă împărtășesc ceva ce este pe inima mea, dar ce vine și din Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Când eforturile adunării sunt multe și sunt degeaba, când mulți frați, surori, mulți credincioși, cel puțin cu numele, se întorc în lume, când vedem sub ochii noștri cum mulți tineri care pleacă la orașe sau sunt în casele noastre să pierd, când societatea, așa cum o vedem astăzi, decade profund, când pocăiți își pierd mărturia, cum se întâmplă în jurul nostru, nu? Așa de des, când oamenii nu se mai pocăiesc și nu mai găsesc motive să pocăiască, când slujitorii, mulți slujitori, mari slujitori, cad și se descalifică, când biserica ia metodele lumii să le folosească înăuntru, când ne-am pierdut curajul și relevanța pentru lumea asta, când între noi și în viețile noastre se instalează letargia spirituală, când programele încep să primeze în fața prezenței Duhului Sfânt și a lui Hristos în adunare, când nu mai facem lucrurile elementare, ca și credincioși, postul, rugăciunea, citirea Sfintei Scripturi, înseamnă că avem nevoie de trezire spirituală, dragii mei. Și toate lucrurile pe care le-am menționat le vedem astăzi între noi. Și avem nevoie să începem cu a ne analiza sincer înaintea lui Dumnezeu. Întâi de toate noi personal. Și să vedem că starea în care noi ne găsim, fie individual, fie că ne luăm corporativ, nu este una bună. Și spun, nu este una bună, cuvinte frumoase. Starea în care se găsește adunarea per total este una, o stare generalizată de decădere spirituală, de letargie spirituală. Și gândindu-mă care ar fi soluția, mi-am dat seama că avem nevoie de o trezire spirituală. Amin. Acum veți vedea că mulți credincioși în țară vorbesc despre trezire spirituală, dar mulți dintre ei habar n-au ce înseamnă lucrul acesta. Habar n-au ce înseamnă trezirea spirituală din cărți citite, habar n-au ce înseamnă trezirea spirituală din Cuvântul lui Dumnezeu. Și săptămâna aceasta m-am întors spre Cuvântul lui Dumnezeu și am vrut să găsesc în Biblie ceva care să-mi arate ce înseamnă trezirea. Ce ar trebui să mă aștept, ce ar trebui să fac, ce ar trebui să urmăresc ca să văd o trezire spirituală. Și știți ce? N-am găsit. N-am găsit. Pentru că dacă citești Noul Testament și împărtășeam cu fratele pe drum, nu găsești texte care să vorbească despre trezirile spirituale. Nu găsești. Și m-am întrebat, Doamne, unde sunt pasajele alea în care să vedem trezirea spirituală? Unde se izbucnească focul lui Dumnezeu, unde se coboare ungerea lui Dumnezeu peste mic și mare, peste slujitori, peste adunare și să se facă o reformare. Unde sunt textele acelea? Nu le-am găsit. Dar știți de ce? Pentru că pentru credincioșii Noului Testament trezirea era norma. Era obișnuitul. Ei nu trăiau în letargie, 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 uscat spiritual și deodată să vină un foc. Focul a fost instalat din ziua în care s-a format biserica. Dumnezeu a început să lucreze cu mare putere, zi după zi, zi după zi, zi după zi. În biserica primară n-a existat 10 săptămâni sau 10 ani fără niciun convertit și după aia s-a convertit 20. Nu! Prima zi 3.000, a doua zi 2.000. Asta a fost norma pentru ei. Că în câțiva zeci de ani tot Imperiul Roman a ajuns să fie dominat de creștinism. Până în casa împăratului, până în casa cezarului erau copiii lui Dumnezeu. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? A fost o propagare sub puterea Duhului Sfânt a creștinismului. Dragii mei, asta ne dorim noi. Despre această trezire spirituală aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta. Nu mă interesează niciun fel de teologie, vă spun din capul locului. Nu mă interesează teologia nimănui, oricât de mare ar fi omul acela care nu permite în mintea lui izbucnirea, prezența unei treziri spirituale. Nu vreau să lucrez cu oamenii aceia care nu își doresc să vadă o trezire spirituală, care trăiesc viața pe pilot automat. Lasă, Domnule, că e bine așa cum a fost și până acum. Da, e bine că baptiștii erau cu 50 de ani sau 60 de ani, 250.000 și acum suntem 80.000. E bine asta? Nu e bine, dragii mei. E bine că copiii, că bisericile noastre erau stufoase, pline de copii, că musteau de copii, de tineri și acum praf și pulbere, cine știe pe unde sunt? Nu e bine. Dragii mei, nu-i bine. E bine că altă dată oamenii vindeau doi boi ca să-și cumpere o Biblie și acum stau cu 10 Biblii în casă și nu o citesc? Nu-i bine. E bine că altă dată când n-aveau oameni și trăiau la limita supraviețuirii și găseau timp de rugăciune și acum nu se mai roagă deloc? E bine? Nu-i bine, dragii mei.
E bine că altă dată slujitorii erau aleși după calificări spirituale foarte stricte. Și astăzi nu mai avem pe cine să punem în slujire și punem pe cine avem. E bine? Nu este bine, dragii mei. Și aș putea să vă înșir o grămadă de lucruri. E bine societatea cum merge acum? E bine cultura cum merge acum? Nu vedeți presiunea pe care o pune cultura și societatea asupra noastră? Noi ne facem micuți, suntem piperniciți, băgăm capul în pământ ca niște pipirici, ne izolăm aici în adunare și nu avem putere să ieșim în exterior și să proclamăm Evanghelia Domnului Iisus. E bine? Nu este bine, dragii mei. Avem nevoie de o trezire spirituală. Și vreau să vă spun un lucru. Trezirile spirituale au existat și în Vechiul Testament. Dumnezeu a trezit Duhul unor oameni. A trezit Duhul unui împărat și s-a făcut reformă în tot Israelul. În câteva luni de zile. A fost o mână puternică a lui Dumnezeu care a prins câțiva oameni sau un singur om și de acolo s-a propagat trezirea. Odată cu coborârea Duhului Sfânt în Noul Testament, avem cu atât mai multă siguranță și dorință și curaj și îndrăzneală să cerem de la Dumnezeu și să reclamăm de la Dumnezeu prezența unor treziri spirituale. Izbucnirea unor focuri ale Duhului Sfânt, măcar local, amin, dacă nu național, amin, măcar local, este datoria noastră, spune. Este dreptul nostru, fiind Duhul Sfânt în adunare. Noi nu îl așteptăm să mai... Este în adunare. Ca El să se manifeste și să lucreze cu toată puterea. Biserica a început cu o trezire spirituală, dragii mei. Cu o trezire a început biserica. S-au pocăit 3.000 de oameni. Mai dați un caz în ăsta. Nu există alte cazuri decât când au fost trezire spirituală să pocăiască atâția oameni. Decât când au fost trezire spirituală. Așa a început biserica. Asta a fost norma. Ei nu știau altceva decât să trăiască în trezire. Zi după zi, zi după zi, an după an, an după an, populații întregi de oameni care s-au întors la Dumnezeu. Ce este această trezire spirituală? Ce este o trezire spirituală? Mi-aș dori ca Dumnezeu în seara aceasta prin Duhul Sfânt, în inimile noastre, în duhurile noastre, să implanteze, să cimenteze, să întemeieze, să inoculeze în sistemul nostru, în ADN-ul nostru spiritual, dorința după trezire. Amin. Și să funcționăm pe programul ăsta. Amin. Să așteptăm lucrul acesta, să ne dorim lucrul acesta, să tânjim după el, să ne rugăm pentru el, să-l căutăm. Ce este această trezire? Ce este această trezire? Mesajul este intenționat ca să stimuleze noi, sau cel puțin să sădească în seara aceasta această sămânță a dorinței după trezire spirituală. O trezire spirituală este o lucrare declanșată spontan de Duhul Sfânt. Pentru că și în textul acesta, vedeți, în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, auziți acest cuvânt important. Deodată. Cine a hotărât acest deodată? Oamenii? Ucenicii? Apostolii? Cei 120 strâns la oaltă? Nici vorbe de așa ceva. Am citit la un moment dat un afiș, vine seara de trezire spirituală. Ce glumă! Nimeni nu poate programa Duhul Sfânt. Nimeni nu poate planifica când să lucreze Duhul Sfânt. El este suveran în felul în care El lucrează. Dar, dragii mei, în cel mai bun caz, trezirea poate fi așteptată. Nu programată, ci așteptată. În cel mai bun caz putem să stimulăm în noi această dorință prin Cuvântul lui Dumnezeu de a vedea la lucru puterea lui Dumnezeu. Și asta trebuie să fie o încurajare pentru noi. Unii ar putea zice, păi ce încurajare este pentru mine că eu nu pot programa o trezire spirituală? Să spun ce este încurajare pentru tine. Este o încurajare pentru faptul că nu avem nevoie de oameni specializați sau de programe speciale pentru a genera trezire. N-avem nevoie. N-avem nevoie de așa ceva. Au fost înconsemnate treziri spirituale care au pornit de la două femei bătrâne care s-au rugat lui Dumnezeu timp de 10 sau 15 ani până Dumnezeu a dus focul trezirii. Amin. Nu avem nevoie de lucruri speciale. E mai bine că e în mâna lui Dumnezeu lucrul acesta. E mai bine. În al doilea rând, o trezire spirituală este o lucrare care apare într-un climat nefavorabil. Unii ar zice, păi da, dacă pocăiți s-ar pocăi mai mult, dacă ar citi mai mult Scriptura, dacă s-ar ruga mai mult, dacă ar posti mai mult, dacă ar fi o mărturie în lume, dacă ar face toate lucrurile astea, poate Dumnezeu ar face trezire. Păi dacă ar face toate lucrurile astea, de ce ar mai fi nevoie de trezire? Nu trebuie să fim descurajați că vedem băncile goale. Nu trebuie să fim descurajați că starea este atât de dezastruoasă, pentru că orice trezire spirituală de aia este adusă de Duhul Sfânt, ca să corecteze lucrurile acestea. Întotdeauna trezirile au apărut într-un climat nefavorabil. Haideți să ne gândim la situația poporului Israel. Oamenii ăștia nu erau niște păgâni, dragii mei. Oamenii ăștia erau în legământ cu Dumnezeu. Oamenii ăștia creșteau de mici cu Scripturile în mână. Oamenii aceștia au fost deja prin exil vindecați de idolatrie. Aveau templu, aveau sărbătorile lor, se țineau cu credincioșie de ele. Dar dacă te uiți la sistemul religios iudaic din vremea Domnului Iisus Hristos, era profund corupt de lăcomie de bani. Toți slujitorii umbrau după bani. Dacă te uiți la sistemul religios de atunci, aveau o tendință de a se fortifica ca instituție, nu ca organism. Îi persecuta, îi bajocorea pe toți oamenii evlavioși.
Arunca o cara, răspândea minciuni despre ei, cum au făcut despre apostoli în Cartea Faptelor Apostolilor. Poporul credincios al lui Dumnezeu era o minoritate. Era o rămășiță. Cei mai mulți erau apostați, nu aveau nicio legătură cu Dumnezeu. Clerul din vremea respectivă a apostolilor era sponsorizat, colabora cu statul secular, colabora cu pirat, colabora cu Irod, cu cei mai josnici oameni care existau atunci. Era profund corupt sistemul spiritual al vremii respective. Religia devenise o sursă de venit pentru ei. Tradiția era mai importantă decât Scriptura. Nu te-ai fi așteptat la o trezire. Și atunci a izbucnit trezirea. De ce a izbucnit atunci trezirea? Pentru că era nevoie de ea. Climatul era total nefavorabil. Domnul Iisus Hristos a murit. Tot Israelul credea că a murit ca un impostor, ca un rătăcit. Au spus care drac, că este demonizat, că lucrează cu puterea satanei, că e samaritean, că e un nebun, că e un lunatic. L-au făcut în toate felurile, l-au răstignit pe o cruce, l-au pus în mormânt și după aceea au răspândit minciuna că au furat ucenicii trupul. De fiat, așteptau la o trezire spirituală? Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă. Și ucenicii stau acolo și așteaptă, știu că nu pot să facă nimic și așteaptă ca Duhul Sfânt să intervină. Starea în care ne găsim este una gravă. Dar Dumnezeu acum poate să aducă o trezire spirituală. Apoi observați, o trezire spirituală este o lucrare care vine când adunarea se află într-o stare de rugăciune. Ce făceau ucenicii în camera de sus? În odaia de sus. Ce făceau? Se rugau. S-au rugat o zi? 2, 3, 4, 5, 6, 7 și nu mai număr până la 50. În alte perioade din istorie s-au rugat ani de zile. Vreau să vă spun, Duhul Sfânt n-a venit fiindcă ei s-au rugat. Duhul Sfânt a venit fiindcă Hristos a promis că va veni. Dar climatul, atmosfera în care Duhul lui Sfânt îi place să lucreze este o atmosferă de rugăciune. De ce? Vreau să vă spun clar. Nimeni prin rugăciune nu poate să facă pe Duhul Sfânt să lucreze. Nimeni. Nu putem nici să ne rugăm, nici să facem nimic ca să-L facem pe El să lucreze. El lucrează în mod suveran când vrea El. De ce îi place Duhului Sfânt să lucreze într-un climat de rugăciune? Știți de ce? Pentru că rugăciunea este expresia cea mai clară și directă a dependenței noastre de Dumnezeu. Și atunci când ne smerim și spunem, Doamne, nici predicile noastre, nici programele noastre, nici slujbele noastre, nici cântăreții noștri, nici profesioniștii noștri, nici cultele noastre, nimic din ce facem noi. Nu poate să producă rezultate spirituale, ci numai Tu. Când facem lucrul acesta în rugăciune, lui Dumnezeu îi place, dorește să trimită Duhul Sfânt la lucrare și la trezire. De aceea, trezirea este o lucrare care vine când adunarea se află într-o stare de rugăciune. Vreau să vă spun, înainte să vină trezirea spirituală, Dumnezeu trezește Duhul rugăciunii. Până o biserică nu se roagă, nu va vedea trezire spirituală. Nu există nicio trezire spirituală în toată istoria omenirii și toată istoria bisericii care să fie început fără rugăciune. Niciodată. Rugăciunea n-a venit după trezire, a venit înainte de trezire. Întâi Dumnezeu a trezit Duhul oamenilor, i-a pus pe genunchi. Ar trebui să ne facem verificare la genunchi. Și apoi a venit trezirea spirituală. Aleluia. Trezirea spirituală, de asemenea, este o lucrare care începe cu credincioșii și se extinde la necredincioși. Vedeți, dumneavoastră, avem o preocupare și s-ar putea să pare evlavioasă pentru mântuirea necredincioșilor. Niciodată trezirea n-a început cu necredincioși. Niciodată în istorie. Și au fost treziri spirituale foarte mari. Au fost treziri spirituale în Anglia, au fost treziri spirituale în continentul american, au fost treziri spirituale masive, mari, care au cuprins sute de mii de oameni. Niciodată n-a început cu necredincioșii. Întotdeauna a început cu restabilirea poporului lui Dumnezeu. Întotdeauna focul s-a aprins înăuntru. Întotdeauna Dumnezeu a trezit credincioșii și i-a pus la muncă, i-a pus la mărturisire, i-a pus să lucreze. Și apoi lucrul acesta s-a extins afară. Vezi, Dumnezeu vrea să restaureze templul lui, care este biserica. Dumnezeu vrea întâi să restaureze slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă înăuntru. Înainte ca oamenii să fie atinși, Hristos trebuie să se întoarcă în biserica lui. Păi spune, de ce a plecat? Da, spune, într-o biserică a plecat. De multe adunări a plecat. Să știți, din multe adunări a plecat. Iată, eu stau la ușă și bat. Asta spune unei biserici din Apocalipsa. Așa am început studiul pe Faptele Apostolilor. Cu acel eveniment tragic, Duhul Sfânt este întristat, slava lui Dumnezeu este retrasă, prezența lui Hristos este exclusă din adunare și înainte ca Dumnezeu să atingă oamenii, atinge adunarea. Amin. Să întoarce prezența lui Dumnezeu, să întoarce slava lui Dumnezeu, să întoarce manifestarea prezenței lui Hristos. De asemenea, trezirea este o perioadă de împuternicire a credincioșilor pentru mărturisire și de regenerarea necredincioșilor pentru mântuire. Astea sunt două lucrări mari. Când o trezire se declanșează, asta se întâmplă. Credincioșii sunt împuterniciți să mărturisească, iar necredincioșii sunt regenerați, născuți din nou ca să fie mântuiți. Amin. Asta e misiunea noastră pe pământ. Care e misiunea noastră? Fapte 1 cu 8. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori. Martori pentru ce? Până la marginea pământului. Ca oamenii să fie mântuiți. Amin.
Asta face o trezire spirituală. Cu alte cuvinte, trezirea spirituală nu este nimic altceva decât prezența, puterea și plinătatea Duhului Sfânt manifestată în adunare ca să ne împlinim misiunea pentru care am fost lăsați pe pământ. Amin. Ca să fim martori. Dumnezeu ne-ar putea desăvârși pe toți într-o fracțiune de secundă acum și ne-ar putea lua la cer, dar ne-a lăsat aici pentru lucrul acesta. Și vedeți dumneavoastră, suntem total neputincioși să ne împlinim această misiune simplă de a fi martori. Până când Duhul Sfânt nu aprinde duhurile noastre. Trezirea spirituală este o lucrare care, în general, ocolește sistemele religioase instituționalizate și clerul înțepenit în forme și tradiții. Una dintre cele mai mari treziri spirituale a fost pe vremea lui Jonathan Edwards și George Whitefield. A început în Anglia și s-a răspândit apoi pe continentul american. Și vreau să înțelegeți un lucru. Marea parte a clerului religios, a conducătorilor religioși din biserica Angliei, a rămas înțepenit. Au început să-l se strângeau 50.000, 60.000, 70.000 la o singură întâlnire, 80.000 de oameni, 90.000 de oameni să-l asculte pe acest tânăr de 20 ceva de ani, George Whitefield. Și clerul, ceilalți preoți, ceilalți diaconi, îl criticau. Dar de ce citește în public nu știu ce? Dar de ce face în public nu știu ce? Că trebuie să se strângă în adunare. Unde să strige 80.000 de oameni în adunare? 50.000 de oameni aprinși de Duhul lui Dumnezeu, strânși de Duhul lui Dumnezeu, că ei nu puteau să dea anunțuri pe internet. Cine îi strângea? Duhul lui Dumnezeu, focul se răspândea cu o putere. Și vedeți dumneavoastră, în ziua 50.000, când Duhul Sfânt a coborât, niciun fariseu n-a fost atins. Adevărat sau nu? Niciun mare preot n-a fost atins. Niciun saducheu n-a fost atins. Niciun irodian n-a fost atins. Nimeni din clerul vremii respective nu a fost atins de această prezență a Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ucenicii Domnului Iisus Hristos. Asta s-a întâmplat în trezirile spirituale. Știți de ce? Pentru că în momentul în care oamenii acced la funcții, încep să simtă puterea. Puterea. Controlul. Încep să miroasă puterea banului. Lăcomia de bani se instalează în suflet. Duhul Sfânt nu poate coborâ acolo. Să știți, Duhul Sfânt nu poate coborâ acolo. Și omul acesta, George Whitefield, de exemplu, a fost ordinat în biserica anglicană, dar întotdeauna din tinerețea lui a fost născut din nou și a avut o dorință puternică ca Dumnezeu să mântuiască suflete. Și și-a dorit cu toată viața lui să fie pus la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze prin el. Trezirea spirituală este o lucrare prin care necredincioșii sunt atrași în biserică într-un mod inexplicabil. Eu rămân oripilat de ce invenții le trece prin cap slujitorilor și păstorilor și liderilor astăzi ca să atragă oameni de afară. Sunt oripilat. Sărbătoarea pepenilor, sărbătoarea, tot felul de sărbători și lucruri de astăzi. Noi cum să-i facem pe oameni să vină înăuntru? Tu crezi că un pepene îl face pe om să vină în adunare, dragii mei? Tu crezi că un film, dacă eu pun aduc televizorul aici în adunare, ca să îl face pe om să vină în adunare? Tu crezi că dacă începe să dansăm aici, vin oamenii în adunare, se duc la cluburi dacă vor să danseze. Dacă bagi muzica lumească în adunare, vin oamenii la adunare. Păi dacă vor să asculte muzica lumească, își pun acasă, că au boxe mai bune și au stații mai bune. Vedeți, mintea neregenerată, mintea chiar a unui credincios întunecată, când Duhul Sfânt lucrează, începe să ia lucruri lumești ca să aducă pe oamenii din lume înăuntru. Dragii mei, când Duhul Sfânt începe să lucreze, când trezirea izbucnește, oamenii necredincioși sunt atrași către biserică într-un mod inexplicabil. Ascultați ce spune textul nostru. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul Sfânt să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim și începe să enumere pe acești oameni și spune așa. Toți se mirau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni. De unde au venit oamenii aceștia? Cum s-au strâns oamenii aceștia? Auziți, când s-au zis sunetul acela, mulțimea s-a adunat. Cine a adunat? Cine a adunat? Duhul lui Dumnezeu. Ce a făcut Petru ca să vină el la predică? Ce a făcut? Nimic. Ce a făcut adunarea ca să vină el la predică? Nimic. Inexplicabil. Martin Lloyd-Jones, cu câțiva zeci de ani în urma noastră în Anglia, pe vremea războiului, toate bisericile se goleau. Biserica aceea era plină. Era o trezire locală acolo. Și mulți necredincioși care vineau la adunare, după aceea au fost întrebați. Dom'le, de ce ai intrat în adunarea asta? Zice, nu știu. Ceva mă făcea să mă duc la adunarea asta. De ce nu te-ai dus în zeci de adunări care erau în Londra? Nu știa să spună de ce. Era puterea Duhului Sfânt care i-a trăgea, dragii mei. Noi nu avem nevoie să băgăm metode omenești. Când vedem că Duhul lui Dumnezeu nu lucrează, să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu și să strigăm cu toată inima ca El să lucreze. Nu să adoptăm metode lumești ca să aducem oamenii din lume înăuntru. Pentru că nu-i vom putea ține aici.
Ne avem nevoie de oameni regenerați, oameni născuți din nou de Duhul lui Dumnezeu, nu papagali, nu oameni care se repete rugăciuni după noi, papagali care se repete cântări după noi și apoi să se ducă în iad, din biserică în iad. Nu asta avem noi nevoie. Noi avem oameni care nevoie ca Duhul Sfânt să lucreze și să transforme oameni necredincioși în niște făpturi noi în Hristos. Născuți de sus, născuți din Duhul lui Dumnezeu. Trezirea spirituală este de asemenea o lucrare în care slujitorii autentici devin curajoși ca ei. Propovăduiesc public Evanghelia ca Petru, cu câteva săptămâni înainte, pe întuneric s-a lepădat în fața unei slujnice, s-a blestemat de trei ori că nu-L cunoaște pe Hristos. Slujitorii lui Dumnezeu expun doar Scriptura, nu predică povești nemuritoare. În înalță pe Hristos mai presus de tot și toate, asta face Petru în ziua cinzecimii. Au fluență în vorbire, certitudine, siguranță, claritate, libertate în vorbire. Au un sentiment profund al urgenței și gravității, spune, acum pocăiți-vă! Acum pocăiți-vă, cheamă poporul la pocăință, la separare, zice, cu multe alte cuvinte îndemna și spunea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Sunt concentrați pe marile promisiuni ale Evangheliei, iertarea păcatelor și primirea Duhului Sfânt. Unde sunt slujitorii ăștia? Unde-i predicarea asta? Dragii mei, nu mă pun pe mine, pe el, în comparație cu alți slujitori. Toți avem nevoie să devenim slujitori aceștia. Orice bărbat din adunare care poate să deschidă gura și trebuie să-și dorească să fie un om umplut de Duhul lui Dumnezeu, trezit, care să poată mărturisi Evanghelia cu curaj. Avem o grămadă de slujitori astăzi impotenți spiritual. Vă spun cu toată seriozitate, impotenți spiritual. Total ineficienți și nefolositori pentru părăția lui Dumnezeu. Total. Dar și ei pot deveni niște lei când sunt umpluți de Duhul Sfânt. Și ei pot deveni niște oameni care să se ridice, să vorbească cu claritate, cu putere, numai Evanghelia. Amin. Povești, anecdote, ilustrații, experiențe, tot felul de lucruri să povestesc astăzi. Tot felul de lucruri. Și nu să mai predic Evanghelia. Simplu, Hristos cel răstignit, nu să mai predică. Parcă a devenit irelevant pentru noi. Trezirea spirituală este o lucrare în care slujitorii autentici devin curajoși. Și numai Duhul lui Dumnezeu îi face așa. Trezirea spirituală, de asemenea, este o lucrare care îi face pe credincioși și de rând mărturisitori. Câți oameni au fost umpluți cu Duhul Sfânt în ziua cinzecimii? Câți? Ascultați aici. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Și când a venit Duhul Sfânt, spune așa, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Toți! Niciunul n-a scăpat de acolo. Citește în Fapte capitolul 4, apoi... capitolul 4, versetul 31, după ce s-au rugat, zice, după ce s-au rugat, ei s-au cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzeală. Câți predicau cuvântul? Toți. Cât vesteau cuvântul? Toți. Toți. Dragii mei, ascultați-mă puțin ce vă spun. Ascultați-mă puțin. Trezirea este marcată de un foc care cuprinde pe toți credincioșii. Toți devin pasionați de mărturisire. Este o povară pe care Dumnezeu o pune pe sufletele, pentru sufletele pierdute. Dar se instalează în duhurile trezite o dorință de a mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. De a mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. Și aproape nimic astăzi, uitați-vă dumneavoastră, aproape nimic astăzi nu poate să facă un credincios să-L mărturisească pe Domnul Iisus. Aproape nimic. Uite, încercați. Du-te și spune la credincioși și de rând, mărturisește pe Domnul Iisus, să vezi dacă mărturisește. Săptămâna următoare întreabă, la cât ai mărturisit săptămâna asta pe Domnul Iisus? Ce o să spună? La nimeni. Și îți dă o grămadă de scuze. Ce îi poate face pe oameni să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos? Ce? Nimic. Decât când Dumnezeu trezește Duhul acestor oameni. Cheltuim ca biserici atâția bani și atâta energie și atâta timp degeaba. Organizăm evanghelizări, bine că le organizăm. Chemăm predicatori, bine că îi chemăm. Chemăm trupe de închinare sau nu mai știu, chemăm, rău facem că îi chemăm. Mult să cheltuie și se întâmplă ce? Nimic. Nimic. Și ce avem nevoie? Ca fiecare dintre noi individual să fim împuterniciți de Duhul lui Dumnezeu. Ca noi, fiecare individual, să mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Dar nu se întâmplă asta fără trezire. Amin. Trezirea spirituală este o lucrare bazată în totalitate pe cuvânt. Uitați cum începe Petru predica. Zice așa. Oamenii aceștia nu sunt bieți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și ascultați, ce aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel în zilele de pe urmă și zice Dumnezeu. Începe să expună cuvântul lui Dumnezeu. O trezire autentică nu se bazează pe vise, pe semne, pe minuni, pe prorocii, pe vedenii, pe căderi în transă sau alte fenomene ca acestea. Și pe vremea marilor treziri, pe vremea lui George Whitefield, de exemplu, pe care tot îl pomenesc, că a fost una, poate cea mai mare trezire în istoria omenirii după ziua cinzecimii. Pe vremea respectivă au început oamenii să aibă tot felul de manifestări din asta ciudate și le-au descurajat pe toate.
L-au descurajat pe toate. N-au vrut asta. Au vrut să fie o lucrare a cuvântului lui Dumnezeu, nu o lucrare psihologică, nu o lucrare emoțională, o lucrare a cuvântului lui Dumnezeu. Nici o trezire spirituală din toată istoria nu a existat fără centralitatea cuvântului Dumnezeu, fără predicarea cuvântului Dumnezeu, fără prioritatea cuvântului Dumnezeu. Orice biserică sau slujitor care are o vedere slabă asupra cuvântului, care crede că mai relevant semnele, minunile, poveștile, vedeniile, experiențele, orice biserică de felul acesta nu va vedea trezire spirituală. Și în vremea în care au fost treziri, au fost oameni care credeau în Scriptură, dar nu credeau că e chiar așa de inspirată. Credeau în Scriptură, dar nu credeau că e fără greșeli. Credeau în Scriptură, dar nu credeau că e o autoritate chiar așa. Mai sunt și alte cărți care sunt autoritate. Credeau în Scriptură, dar credeau și în tradiție. Nici o biserică din asta n-a experimentat treziri. Niciuna. Petru se ridică și spune: așa zice Dumnezeu. Nu așa zic eu, nu așa zic alții, nu așa am găsit în alte cărți, așa zice Dumnezeu. Uite ce a spus prorocul Ioel, așa zice Domnul. Ioel a scris, dar autorul dumnezeesc din spate era Dumnezeu. Trezirea spirituală este o lucrare bazată în totalitate pe cuvânt. Și ce vedem astăzi? Știți cum avem, știm că avem nevoie de trezire? Astăzi, frate și surori, zic, ce atâta teorie? Ce atâta teorie? Practică. Nu se produce nicio practică fără cuvântul lui Dumnezeu, niciuna. Și în momentul în care, și ăsta este un semn rău, darea la o parte a cuvântului Dumnezeu este un semn foarte rău. De asemenea, trezirea spirituală este o lucrare centrată în persoana Domnului Iisus. Petru în toată predica, predică despre lucrarea Domnului Iisus, despre moartea Domnului Iisus, despre învierea Domnului Iisus, despre înălțarea Domnului Iisus, despre ridicarea Lui la dreapta Tatălui și primirea Duhului Sfânt și despre încoronarea Domnului Iisus Hristos, toți vrăjmașii sunt puși așteptând picioarelor Lui. Ce predică Petru pe Domnul Iisus? Duhul lui Sfânt îi face plăcere să onoreze pe Domnul Iisus. Întotdeauna când Duhul Sfânt vede un slujitor, vede o biserică focalizată asupra persoanei Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt este prezent acolo. Dacă vrem și ne dorim ca Duhul Sfânt să lucreze și El să se manifeste și să vedem măcar o trezire spirituală, ar trebui să terminăm cu ilustrațiile, cu anecdotele, cu experiențele, cu semnele, cu minunile care sunt foarte populare astăzi. Foarte populare asta. Și să ne focalizăm asupra persoanei Domnului Iisus Hristos. Mesajul meu nu este moralitatea. Mesajul meu nu este să trăiți mai bine în lume. Mesajul meu este Hristos, că dacă l-ai pe Hristos, ai și moralitate, ai și sfințenie, ai și toate lucrurile celelalte. Să predică, ba despre Daniel, ba despre Moise, ba despre Iosif, să fii curat ca Iosif, să fii nu știu cum, ca nu știu cine. Dragii mei, foarte bine. Dar trebuie să-L vedem pe Hristos în toate lucrurile acestea. Că dacă nu-L vedem pe Hristos, nu vom vedea puterea Duhului Sfânt. Nu vom vedea lucrarea Duhului Sfânt. Da? O lucrare centrată în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. O trezire spirituală, de asemenea, este o trezire în care se predică marele doctrine ale creștinismului. Care sunt marele doctrine ale creștinismului? Și vedem la Petru. Petru spune două lucruri. Pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Ia auziți care sunt. Spre iertarea păcatelor. Prima doctrină, apoi veți primi darul Sfântului Duh. A doua doctrină. Iertarea păcatelor este prin sângele Domnului Iisus, iar primirea, iar înnoirea este prin Duhul Sfânt. Hristos vine și ne iartă de păcate, ne curățește de toate păcatele noastre, iar Duhul Sfânt vine să ne sfințească. Astea sunt două doctrine majore. Ele sunt surori de sânge. Ele nu pot fi despărțite niciodată. În orice trezire spirituală, doctrina justificării numai prin credință a fost predicată cu putere. Astăzi este un atac prostesc împotriva iertării păcatelor. Știți ce spun mulți predicatori? Când te întorci la Dumnezeu, ai iertat doar păcatele până când te-ai mântuit. Restul nu-s iertate. Cine te-a învățat asta? Nu Duhul Sfânt. Nu Duhul Sfânt. Ai iertat numai păcatele făcute fără voia, cu voia, de știință, neștiință. Cine te-a învățat asta? Ai ciupit versete din Biblie. Tu limitezi jertfa Domnului Iisus Hristos la categorii de păcat. Este o lovire directă în jertfa Domnului Iisus Hristos. În orice trezire spirituală, predicatorii au ridicat pe Hristos tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus. Și puterea Lui de mărturie, puterea Lui de iertare, puterea Lui de curățire. Asta este chemarea noastră. Amin. Nu te teme că iertare... dacă pierzi iertarea păcatelor, spun unii, oamenii vor trăi în păcat. Că zic, dacă Iisus m-a iertat, pot să trăiesc cum vreau eu. Fals! Pentru că sora de sânge a doctrinii iertării păcatelor este doctrina sfințirii. Sfințirii, același Duh care aduce pe Hristos în inima ta și te iartă de păcat, același Duh Sfânt te sfințește. Și orice trezire spirituală a fost marcată de aceste două mari doctrine care au fost predicate în ziua cincizecimii. Iertarea păcatelor și o pasiune, o dorință după sfințire, după înnoire spirituală, o grijă în trăirea lor, o veghere asupra pașilor lor. Oamenii în trezire spirituală parcă erau, umblau cu frică și cu teamă. Să nu întristeze pe Dumnezeu, să nu fie o cauză a opririi trezirii.
Să nu fie o barieră în calea lucrării Duhului Sfânt. Vreau ca Dumnezeu să lucreze cu putere. Astea sunt două doctrine mari care s-au predicat în orice trezire spirituală, începând cu ziua cincizecimii. Trezirea spirituală este o lucrare care atinge toate masele de oameni. Ia ascultați ce spune Petru în introducerea predicii. În zilele de pe urmă, zice Domnul Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Vorbește despre feciori, fete, tineri, bătrâni. Da, au fost niște semne care au fost limitate la vremea respectivă. Dar Duhul Sfânt atinge astăzi și toate categoriile de oameni. Când vorbește în încheierea predicii, zice pocăiți-vă spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh și ascultați ce spune. Făgăduința este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Unde sunt tinerii noștri și copiii noștri, dragii mei? Știți că multe biserici sunt goale? Tinerii au plecat și s-au tot dus. Pentru că n-a fost această prezență dulce, mângâietoare a Duhului Sfânt în adunare care să-i țină. Nu o să putem să-i ținem pentru totdeauna. Trebuie să-i țină altceva. Trebuie să-i țină altcineva, dragii mei. Vă spun, este o durere pe inima mea pierderea generațiilor tinere. Generației tinere. Și o pierdem, dragii mei. Și să pierde sub ochii noștri și parcă nu putem să facem nimic. Lumea cu ispitele, cu poftele, cu provocările, cu minciunile, cu ideile frumos împachetate, îi câștigă mințile lor, câștigă energia lor, câștigă timpul lor, câștigă sufletul lor și veșnicia lor. Și nu putem să facem nimic. Suntem legați la mâini până când nu vedem. Până când nu vedem manifestată prezența Duhului Sfânt într-o trezire spirituală. Avem nevoie de o trezire spirituală. Doar această promisiune a Duhului Sfânt poate să-i câștige. Manifestarea ei poate să-i câștige. O trezire spirituală este o lucrare care atinge toate masele de oameni. Pe vremea lui Jonathan Edwards, cea mai mare trezire spirituală în afară de 50.000, în Statele Unite ale Americii, mulți slujitori criticau faptul că erau copii de 5-6 ani la întâlnire de trezire spirituală. Seară după seară, adu-i tu seară după seară să asculte predici. 3-4 ori să stea în casa lui Dumnezeu. Sub nicio formă nu poți să faci lucrul ăsta. Sub nicio formă. Nimeni cu metode psihologice nu ne poate ține în fiecare seară 3-4 ori în adunare. Așa e sau nu? Păi avem vacile noastre, fânul nostru, nimeni nu ne ține aici. S-au închis magazinele, s-au închis fabricile, s-au închis terenurile de sport, că nu se mai ducea nimeni la ele. Erau degeaba deschise. Polițiștii stăteau degeaba, se duceau și la trezire spirituală. Infractorii se pocăiau, hoții se pocăiau, curvarii se pocăiau. Oamenii care jucau la jocuri de noroc se pocăiau. Goleanii se pocăiau. Nu mai aveau treabă. Pentru că era o lucrare care atingea toate categoriile de oameni. Noi n-am văzut așa ceva sub ochii noștri, dragii mei. Eu n-am văzut așa ceva. Și aș dori să văd lucrul acesta. Amin. Cu câteva zeci de ani în urmă, la Oradea, Timișoara, în zona aceea, prin Liviu Olac, Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară și mulți din cei care sunt bătrâni acum pot mărturisi ceva fantastic care s-a întâmplat atunci. De la cei mai mici până la cei mai bătrâni au fost treziți din letargie. Aleluia. Trebuie să vedem lucrul acesta în generația noastră. Amin. Trebuie să ne rugăm pentru lucrul acesta, să dorim lucrul acesta, să tânjim după el, să însetăm după lucrul acesta. Avem nevoie de trezirea Duhului Sfânt. O trezire spirituală este o lucrare în care masele de oameni experimentează sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Da? Conștiințele sunt străpunse de Duhul lui Dumnezeu. Auziți ce spune? După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas. Descrie aici străpungerea unei sulițe în conștiința lor. Au rămas străpunși în inimă. Auzi oameni care vorbesc, da, știu că am păcătuit, dar nu-i străpuns în inimă. Cine poate să facă străpungerea în inimă? Cine are acces la conștiința omului? Cine poate să sfarme betonarea aia groasă de pe conștiința omului? Trăiesc în păcat că n-au niciun fel de problemă. Cine poate? Numai Duhul Sfânt poate să facă lucrul acesta. Și într-o lucrare de trezire spirituală. Oamenii în trezirea spirituală au conștiințele străpuse de Duhul Sfânt. Experimentează acest travaliu al pocăinței. Oamenii caută ei mântuirea. Nu-i pune nimeni. Mai este cineva la balcon, mai este cineva de acolo. Hai ridicați mâine, hai veniți în față. Hai repetați după noi nu știu ce rugăciune. Nu este așa ceva în trezire spirituală. Știți de ce nu este? Pentru că nu este nevoie. De ce nu este nevoie? Că Duhul Sfânt îi pune pe ei să întrebe. Auziți? Au rămas străpuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, au întrebat, fraților, ce să facem? Cine a pus focul ăsta în ei? Cine a făcut trezirea asta în ei? Cine a mișcat inima lor? Cine a străpuns inima lor? Duhul Sfânt. Când nu avem Duhul Sfânt, aplicăm metode omenești. Metode psihologice, metode emoționale care nu țin, dragii mei. Alea nu sunt nașteri din nou adevărate. Acolo nu este travaliul pocăinței. Eu când văd pocăință la minut, nu pot să cred în ea. Gata, am pocăit, am ridicat mâna, m-am pocăit. Repet rugăciunea după mine. A repetat-o, gata, m-am pocăit. Unii travaliu. Unii travaliu. De ce Biblia spune că mântuirea este ca nașterea din nou? Nașterea are un travaliu. Nu există în pocăință travaliu cu anestezie.
cu epidurală. O făcut acolo ca să nască femeia liniștit. Ca să temă în secolul 21. Nu există pocăință și naștere din nou din asta. Fără durere, fără frământare, fără crin, fără zbatere, fără părere de rău pentru păcat, fără remușcare. Nu există pocăință fără lucrurile acestea. Este un travaliu, un chin al sufletului care când Duhul Sfânt îl strage și rupe poftele din inima lui și îl curățește și îl spală. Trezirea este o lucrare în care masele de oameni experimentează acest sentiment al prezenței lui Dumnezeu. Au conștiințele străpuse de Duhul Sfânt. Experimentează travaliul pocăinței și caută mântuirea cu nesat și urgență. Aleluia. Acum vor să fie mântuiți. Azi vor să fie mântuiți. Nu mâine, nu săptămâna viitoare. Și vedeți, predicatorii nu pun niciun fel de presiune, că n-au nevoie să pună. Pentru că presiunea a fost pusă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. N-avem noi nevoie de trezire spirituală? O, Doamne, cât avem nevoie de ea. Trezirea spirituală este o lucrare de convertire în masă a necredincioșilor. În ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000. La următoarea predică s-au adăugat aproape 2.000. 2.000. Este o lucrare de convertire în masă a necredincioșilor. Da? Și uitați-vă, ucenicii nu fac evanghelizări cu predicatori populari, nu aduc multă muzică, care sunt total ineficiente. Să practică mult lucrurile acestea, să plantează așa zise biserici, să cheltuie mult. Dar vedeți dumneavoastră efectul care este. Efectul este pierdere de energie, de persoane și așa mai departe. Trezirea spirituală duce în general la despărțirea de sistemele religioase apostate. În urma oricărei treziri spirituale s-a format o mișcare de înnoire. De exemplu, tot am pomenit de George Whitefield, biserica i-a scuipat, biserica anglicană, care era mai mult catolică decât creștină, care s-a reformat, dar numai puțin, care n-a putut suporta acest val de trezire spirituală, îl criticau, ascultați-mă, îl criticau că predica nașterea din nou. Îl criticau că predica îndreptățirea numai prin credință. Învățători care nu zice, domnule, astea sunt banale, simple, nu suportau. Nu suportau, îl criticau pentru că predica în biserică despre nașterea din nou. Păi ce au nevoie ei? Ei erau religioși și ce aveau ei nevoie de nașterea din nou? Să predice la depravații lumii despre nașterea din nou. Știți de ce îl criticau? Pentru că nu erau născuți din nou. Și omul nenăscut din nou urăște nașterea din nou pentru că nu este în mâinile lui și nu o poate face el. De asta îl criticau. De asta îl criticau. Și i-au scuipat. I-au scos ca pe un puroi afară din adunare. Deși oamenii aceștia n-au avut niciun interes să lupte cu sistemul. N-au avut niciun interes să vorbească împotriva preoților și așa mai departe. N-au avut niciun interes să fie obraze. N-au avut niciun interes să-i critique pe preoții și slujitorii vremii respective. Ei își făceau lucrarea lor. Sistemul nu i-a suportat și a scos afară. Ascultați-l pe Petru în ziua 55, care zice așa. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Vă întreb, despre cine spunea că e neam ticălos? Despre romani? Nu. Despre cine spunea? Despre evrei. Despre evrei spunea. Erau saducheii, farisei, învățătorii legii, mari preoți, evrei în legământ cu Dumnezeu, erau un neam ticălos? Da, erau. Și Petru le cere să se separe de sistemul acesta ticălos. Pentru că nu se puteau pocăi și să rămână la acest sistem. Nu se puteau pocăi și să trăiască în simplitatea închinării noului legământ rămânând în acel sistem. Nu puteau trăi viața adevărată a Duhului Sfânt pe care o vedem descrisă în Faptele Apostolilor rămânând în acest sistem. Nu puteau. Și cheamă să iasă afară. Să părăsească sistemul acela corupt. Sistemul acela religios apostat, abandonat de Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu. Vezi, în ziua 50-mei ceva fantastic. Dumnezeu retrage șechina, slava lui Dumnezeu, prezența Duhului Sfânt de peste templu și mută peste casa în care erau adunați ucenicii. Se formează o nouă mișcare spirituală. O nouă lucrare a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu abandonează sistemul acela care persecuta pe copiii lui Dumnezeu, care până la urma urmei l-a omorât pe Domnul Iisus Hristos, pe Domnul vieții. Trezirea spirituală duce la o transformare radicală a vieții bisericii. Dragii mei, aveam nevoie de lucrul acesta. Ascultați-mă. Ce se întâmplă după ce izbucnește această trezire spirituală? Biserica, în versetul 42 spune așa, stăruiau în învățătura apostolilor, în cuvântul lui Dumnezeu. Este focalizată pe cuvântul lui Dumnezeu. Biserica stăruia în legătura frățească, în părtășie. Vor să strângă la oaltă. Dragii mei, oricât v-aș spune și v-aș îndemna, dacă v-aș prinde pe toți din Mărășești și v-aș spune, veniți la adunare frecvent, veniți și în timpul săptămânii, nu mai stați acasă, mai lăsați treaba. Și ce ați face? Ați trăi în continuare la fel. Pentru că numai Duhul Sfânt poate să pună noi dragostea aceasta pentru părtășie. Orice trezire spirituală a fost marcată de întâlniri publice abundente împreună. Toată lumea se ducea acolo, credincioși și necredincioși. Asta a făcut Duhul Sfânt în ziua 50.000. Stăruiau o rugăciune. Câte rugăciuni au bisericile baptiste? Mulți slujitori au scos astăzi din adunări, fără să le fi dat nimeni drept ora de rugăciune.
că e plictisitoare. Că se repetă aceleași rugăciuni. Dacă se repetă aceleași rugăciuni și este, și este plictiseală, și eu cred că este, atunci să ne rugăm lui Dumnezeu să ne trezească duhurile și să ne rugăm din inima noastră, sincer, cu adevărat, prin Duhul Sfânt. Amin. Nu să nu mai rugăm. Soluția nu este să nu ne mai rugăm, ci să se trezească în noi Duhul rugăciunii. Biserica este focalizată pe rugăciune, pe cuvânt, pe părtășie, pe comuniunea la frângerea pâinii. Întâlnirile adunării sunt dese, în public, în privat. Ia ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Toți erau împreună nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie și cu curăție de inimă. Cine a făcut lucrul acesta? Cine îi făcea să se întâlnească împreună? Nu este întâlnire publică? Ne întâlnim în privat, lăudăm pe Dumnezeu, cântăm, ne rugăm, postim, căutăm pe Dumnezeu, trăim în sfințenie, veghem unii asupra altora. Cine a făcut lucrul acesta? Bucurie extraordinară, satisfacție care umple inima credincioșilor în locul acesta. Împărtășirea liberă a bunurilor pământești, mese de dragoste. Cine a făcut lucrul acesta în biserică? Duhul Sfânt. Toată adunarea trăiește cu frică de Dumnezeu în sfințenie. Ia auziți ce spune Scriptura. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Iar în versetul 43 spune, fiecare era plin de frică. Despre ce frică se vorbește? Un sentiment al prezenței lui Dumnezeu. O frică de a păcătui, o frică de a întrista pe Dumnezeu, o frică de a fi piedică în calea trezirii. Și când se găsesc acei doi oameni, bărbați și femei, în fapte 5, care sunt o piedică în calea, Dumnezeu îi retrează de la rădăcină ca să-și continue lucrarea de trezire spirituală. Dar în rest, masele de oameni din adunare, credincioșii care s-au pocăit, trăiau cu frică, cu veghere, să nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, să nu întristez pe Duhul Sfânt. Întreabă-te în seara aceasta. Nu sunt eu o piedică în calea trezirii. Nu este trăirea mea un mod în care le întristez frecvent pe Duhul Sfânt. Nu și din cauza mea prezența lui Hristos nu se simte în adunare. Nu și din cauza mea este letargie în adunare, nepăsare, indiferență, frecvență redusă, lipsă de preocupare pentru lucrurile sfinte. Nu sunt și eu acolo o barieră, în loc să fiu un canal liber, curat, prin care să curgă șuvoaiele de viață. Nu sunt eu o barieră oare? Trebuie să ne întrebăm fiecare dintre noi în viețile noastre cu privire la noi înșine. Dar, dragii mei, încurajați-vă cu cuvântul acesta. Duhul Sfânt, trezirea spirituală, schimbă, transformă radical viața bisericii. Nu vrem să vedem noi o biserică ca în Noul Testament? Nu vrem noi să vedem o biserică autentică ca în Faptele Apostolilor? Eu vreau să văd lucrul acesta. Eu vreau să văd lucrul acesta. Eu știu că prin puterile mele și prin puterile noastre nu ne putem schimba. Mărturia adunării, odată cu coborârea Duhului Sfânt, este restaurată. Ce mărturie avea Petru? Ce mărturie aveau ucenicii care au fugit toți? L-au părăsit toți pe Domnul Iisus. Că unul a fugit în pielea goală, menționează un evanghelist. Ce mărturie aveau? Dezastru erau. Dezastru erau. Să ceartă înainte de patimile Domnului Iisus care să fie șef. Vine mama unuia ca să pună pe unul într-o parte, într-o funcție, pe altul, în altă funcție. Ce mărturie aveau oamenii aceștia, având într-un sat al samaritenilor ei, nu le dau voie să treacă pe acolo și să coboare foc din cer ca Elie. Ce mărturie aveau oamenii ăștia? Aveau un comportament dezastruos. Dezastruos, dragii mei. În ziua 50.000 se schimbă totul. Mărturia bisericii este restaurată. Dragii mei, mai ales la sat se întâmplă lucrul ăsta. Ai un pocăit, 2, 3, 10, 5, numai 2 dacă ai, care poate să facă praf mărturia unei adunări pentru 80 sau 100 de ani. Nu-i uită neam din neam, generații din generații, prostiile pe care le-au făcut în sat. Toată lumea îi vorbește de rău. Mărturia adunării și lucrarea adunării e pusă pe zero. Gata, nu mai poți să predice oamenii așa, să cânte, să facă ce vor ei. Nu se mai întâmplă nimic, dar vreau să vă spun ceva. Poate să existe restaurarea mărturiei. Știi cum? Printr-o trezire spirituală. Pentru că spune Scriptura așa. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți. Asta înseamnă că aveau mărturie. Plăcuți înaintea întregului norod. Cum? Cum? Prin această trezire pe care a făcut-o Duhul Sfânt. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Asta face Duhul Sfânt. Restaurează, transformă radical viața bisericii și restaurează mărturia adunării. Și Duhul Sfânt atrage oamenii din exterior în această comunitate înnoită. Și în ultimul rând, trezirea spirituală este o lucrare care aduce adunarea la simplitatea închinării bisericii primare. Simplitatea închinării bisericii primare. Fără împopoțoneli, fără zorzoneli. Eu vă spun, eu sunt obosit. Sunt tânăr, dar sunt obosit. Sunt obosit de atâtea metode și de atâtea întâlniri și conferințe și comitete și organizări și sisteme și tot felul de lucruri care apasă umerii adunărilor și ia privirea adunărilor de la ținta pe care a trasat-o Domnul Iisus Hristos. Încercând oamenii să facă ceva, să producem ceva, să mișcăm ceva. Ce se întâmplă în ziua 50.000 este că biserica revine la simplitate. Cuvânt, rugăciune, ascultați-mă, cuvânt, rugăciune,
părtășie frățească, frângerea pâinii. Și lăudau pe Dumnezeu în fiecare zi și aveau grijă de mărturia lor. Simplu. Și n-aveau nevoie de zorzoane. N-aveau nevoie. De ce n-aveau nevoie? Că lucra Duhul Sfânt cu putere. Când se stinge trezirea, cu cât lucrarea Duhului Sfânt se diminuează, manifestarea lucrării Duhului Sfânt se diminuează, cu atât veți vedea că biserica începe să inventeze lucruri despre care n-a auzit nimeni niciodată. Metode noi. Metode relevante. Metode prin care să câștige pe nu știu cine. Dragii mei, sunt total scârbit de lucrurile astea. Total scârbit. Eu vreau să văd în viața mea o lucrare adevărată a Duhului Sfânt. Când programele omenești se vor stinge, vă spun, în ziua în care Dumnezeu va porni o trezire locală sau națională, în ziua aceea nimeni nu va mai avea curaj să iasă în față să se arate pe el. Ce știe el? Cum știe el să recite? Cum știe el să povestească? Ce experiență are el? Ce ilustrație are el? Ce cântări știe el? Se termină cu behăitul. Că asta este, dragii mei. Multă muzică, vedeți dumneavoastră, concomitent cu micșorarea lucrării Duhului Sfânt, să umflu bisericile de muzică. Muzică, 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 muzică în continuu. Muzică în continuu. Într-o trezire spirituală și s-ar opri muzica. Muzica lumească. Muzica cântată de oameni necredincioși, neregenerați, care nu cunosc pe Dumnezeu. Și care nu fac decât să folosească adunarea ca o platformă pentru ego-ul lor, pentru arătarea lor, ce știu ei să facă, cum știu ei să cânte. Și acolo se va auzi într-o trezire spirituală muzica pe care Dumnezeu vrea să o audă. Muzica dulce a fraților și surorilor care sunt răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos, care sunt născuți din nou. Muzica duhovnicească nu este cântată corect muzical. Muzica duhovnicească este cântată de o inimă născută din nou. Amin. Îmi spunea cineva, păi ce să aud eu pe sora de 80 de ani din spate cântând fals? Mai bine să aud pe sora născută din nou de 80 de ani cântând fals decât să te ascult pe tine cântând excepțional, dar nu ești născută din nou și te vei duce în iad cu tot cu muzica ta. Mai bine așa. Mai bine să fiu într-o adunare în care oameni născuți din nou laudă pe Dumnezeu toți împreună, animați de Duhul Sfânt, decât să stau într-o adunare în care plin de oameni care nu sunt născuți din nou și a căror voci, chipurile laudă pe Dumnezeu, dar inima nu este dată în totul Domnului. Mai bine așa, dragii mei. Mai bine așa, dragii mei. Lucrurile astea nu se întâmplă fără trezire spirituală. Și vedeți riscul, știți care este? Predicând locul acesta că nu este trezire spirituală, este să-ți iei o droaie de băbârnace în cap. Că e multă lume și fire. Și mult întuneric spiritual. Oamenii lumești, oamenii necredincioși, oamenii neregenerați nu pot să guste și să înțeleagă lucrurile acestea. Și vă spun un lucru. Orice suflet născut din nou, care ascultă un mesaj autentic biblic despre trezire spirituală, vibrează. Ceva se trezește în el. Spune, da. Că la o măsură mai mică, ceea ce se întâmplă într-o trezire spirituală, la o măsură mică experimentăm toți în nașterea din nou. Când e o zguduire a ființei noastre, când e o trezire a ființei noastre, când ni se dă apetit pentru rugăciune, apetit pentru post, apetit pentru cuvântul lui Dumnezeu, apetit să lăudăm pe Dumnezeu, se întâmplă o trezire spirituală personală. Orice trezire spirituală masivă începe cu o trezire spirituală personală, cu o naștere din nou personală. Și fiecare dintre noi, când suntem născuți din nou, ne venim în fire, ne trezim, Duhul Sfânt ne trezește. Și orice om care e născut din nou și aude un mesaj despre o trezire spirituală, știe. Trezirea spirituală este ceva ce s-a întâmplat când eu am fost născut din nou. Vreau să văd lucrul acesta. Începe inima să tremure, să vibreze și spune, vreau, îmi doresc lucrul acesta. Vreau să se întâmple lucrul acesta. Un om nenăscut din nou și ce spune? De ce să se strice ordinea din adunare? Păi ce, nu a fost bine cum a fost până acum? De ce să ne ducem noi la locurile din astea? Lasă, domnule, că e bine așa, mergem înainte. Acum toate adunările se golesc. Acum peste tot au fost probleme, în toate timpurile au fost probleme. De ce noi trebuie acum să ne apucăm noi să dorim treziri și lucruri din astea? Dragii mei, este un test foarte important pentru inima ta și pentru inima mea, cum reacționez la un mesaj despre trezire spirituală. Și observați că nu v-am vorbit în seara asta nimic despre vorbirea în limbi, de prorocii, de vedenii, de semne și de minuni. Nu mă interesează absolut deloc, ascultați-mă, absolut deloc nu mă interesează lucrurile astea. Absolut deloc. Eu îmi doresc ca biserica să-și împlinească merirea de a fi martoră cu putere pe pământ. Și îmi doresc al doilea lucru, ca prin această mărturie oamenii necredincioși să fie mântuiți. Spuneți-mi dacă lucrul ăsta are ceva de a face cu extazul, cu firea, cu lucruri lumești sau nu știu ce alte scuze și justificări mai aduc oamenii ca să respingă mesajul trezit. N-au nimic de a face. Este lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă între noi. Fie ca Dumnezeu să mă binecuvânteze pe mine, pe fratele Iosif, pe fiecare dintre dumneavoastră. Și dragii mei, trezirea începe cu oameni puțini. Dragii mei, trezirea începe într-un climat nefavorabil. Dragii mei, orice trezire spirituală a început fiindcă era nevoie de ea.
Fiindcă nu era bine și era rău. Când poporul Israel se duce în apostazie, uitați-vă, citiți Vechiul Testament, se duce în apostazie profundă și spune, acum vine exilul la ultimii oameni care au mai rămas. Dezastru, dezastru moral, dezastru spiritual, curvie, imoralitate, toate nebunile le găseai acolo, toate urăciunile, închinările la idol, arderea copiilor, încinsea lui Moloch. Stătea mintea în loc, nu ținea să crezi că asta se întâmplă în poporul legământului lui Dumnezeu. Atunci izbumea o trezire pentru un om al lui Dumnezeu. Se poate întâmpla și astăzi lucrul acesta. Întrebarea este dacă tu ești un om pregătit, un om doritor, un om a cărui inimă se deschide, un om a cărui inimă este sensibilizată de Dumnezeu ca să fie folosită într-un asemenea ceas. Adu, Doamne, ceasul ăla mai devreme. Și folosește-te de noi, fiecare dintre noi personal. Nu mi-aș dori, dragii mei, dacă izbucnește o trezire să fiu pe margine. Nu mi-aș dori dacă izbucnește o trezire locală să fiu un cârcotaș pe margine. Un cârcotaș. Unul care să critică, care să vorbească, doar pentru faptul că sunt dat deoparte de Duhul lui Dumnezeu, pentru că singurul lucru pe care am știut să-l fac e să fiu lumesc. Să fiu firesc. Să fiu preocupat numai de mine și de lucrurile pământului acestea. N-aș vrea să fiu dat deoparte. Și crede-mă că n-ai vrea să fii dat deoparte nici tu. Orice inimă născută din nou, ascultați-mă, vibrează. Vibrează. Când aud un mesaj despre trezire spirituală. Ani de zile. Aveam în mintea mea ideea de trezire spirituală. Am citit despre trezire spirituală. Credeam cu mintea trezirii spirituală. Dacă a început unul, doi să vorbească despre lucrul acesta, ceva din mine se ridica. Ceva din mine începea să vibreze. Știam că ăla e lucru pe care eu l-am experimentat când în ateismul meu, când în imoralitatea mea, când în păcatul meu, Dumnezeu m-a scos cu mâna tare. Știam că aia e realitatea. Știam că aia e puterea Duhului Sfânt pentru că am trăit-o personal. Dar vedeți, cu trecerea timpului ne liniștim, ne calmăm, devenim insensibili, ne pierdem acea dragoste din tâi, ne pierdem pasiunea, ne pierdem focul, ne pierdem ungerea, nu mai suntem atenți la trăirea noastră, nu mai suntem veghetori, începe să luăm lucrurile de apucat, ne plictisim, devenim indiferenți, nepăsători, nu mai suntem sensibili la prezența Domnului Iisus Hristos și aproape că suntem stinși. Aproape că suntem stinși. Dar Dumnezeu se îndură. Aleluia. Și când vine un mesaj de acesta, ceva să aprinde în noi. Amin. Știți de ce? Pentru că acolo este viața Duhului Sfânt. Amin. Fie ca Dumnezeu să ne dea să vedem în generația noastră, să vedem curând modul puternic al lui Dumnezeu în care El poate să lucreze. Amin. Viața pe care El poate să o aducă adunării. Restaurarea pe care El poate să o facă nu doar individual, ci și la un nivel mult mai mare. Doamne, binecuvântează-ne cu prezența, cu plinătatea, cu puterea, cu manifestarea și cu lucrarea de plină a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Amin.